Păi bună dimineața din Cuibul Ionișcian. În vlogul de astăzi începem în forță cu un cadru, cu cei doi frățiori. Uitați-vă ăla aici. Mami, trebuie să-i luăm și lui Sasha un puloveraș cu S pe ea. Unu, doi, trei, patru. Doamne, cea mai frumoasă imagine din lume, asta e. Neața, să înceapă vlogul. Mă, dar de unde ai tu hăinuțele astea? Le-a adus moșul la bunii? Da, am căciulă. Deci i-a adus căciuliță. Și acest combinezon superb. Mami, m-am îmbrăcat și am stăit. Oh, wow! 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 Zici că e îmbrăcat în sășică. Da, avem două sășici. Una, două. Mai facem? Mai vreau băiat în sus? Hai sus! Hai! Unu, doi, trei! Wow! Stai din tot sufletul să nu greșesc că Ionesca, eu nu pot să am grijă singur de noi. Cineva e pe diversificare aici. Avem măr cu pară astăzi, piure de măr cu pară. Asta mâncăm la prima masă, la prânz o să mâncăm tata. Și seara mâncăm fructe cu cereale. Nu știu dacă vouă vă era dor de un vlog de tipul cea mai primă pe adresa redacției, însă mie îmi era dor. Drept urmare, ce-am mai primit pe adresa redacției. Da. Ideea e că pachetele astea le-am primit de vreo săptămână, două, unele poate chiar de trei. Însă nu am avut când să le desfac și să mulțumesc celor care mi le-au trimis. Să le mulțumesc celor care mi-au trimis. O, de la Milka, momentele tale max. Savorează straturi de ingrediente delicioase învelite în ciocolată Tandre Milka pentru momentele tale max. Așa, bun, bun. Mulțumesc frumos, echipa Milka. Avem aici așa. Și aici. Dacă e de la de faci turnurez de la și după aia tăiat și care pică, pică. Nu știu cum se numește. Scrieți în comentarii cum se numește. Avem desigur Milka cheesecake de căpșune. Avem desigur Choco and Cookie. Doamne, câte ciocolată! Alune întărit și caramel. Oreo. Și desigur, ceva din care am mâncat deja, arahide și caramel. Îmi place, mie mi se face, gen, la un moment lovește pofta de ceva dulce. Zic, a, am niște colete, ia să văd, oare în turnul dintre colete este ceva dulce? Și întotdeauna e ceva dulce. Da. Mulțumesc frumos, Milka. Am primit de la Hel ceva. Foarte amuzantă faza. Când m-a sunat, sau mi-a scris pe WhatsApp, nu mai știu, persoana care se ocupă de contul Hel, eu eram cu Georgiana în Budapesta și tocmai ce treceam pe lângă sediul Hel din Budapesta. A fost o fază super, super, super dubioasă. Atât de dubioasă încât am simțit nevoia să împărtășesc asta cu voi. Nu e dubioasă? Ia să vedem ce mi-au pus aici. Evident, Hel, Nordic Red. Ok. Nu, frate. Asta sunt arome noi. Îmi cer scuze dacă nu știu. Eu știu un singur Hel. Energizantul normal. Nordic Turquoise. Deci astea sunt. Nordic, încă o dată. Nordic Red și Nordic Turquoise. Și scrie aici, ia. Hel, ăsta, păsta-l știu. Normal, clasic. Hel Energy Ice Cool nu-ți va ține de cald, dar știm ce o poate face cât ce poate, dacă ce îmi poate ține de cald, cât timpul savorezi. Este ok să iei o pauză și să încerci ceva nou. Sunt un mare pasionat de încercat chestii noi. Mulțumesc frumos, Hel. După ce o să mănânc, o să încerc unul. Tocmai ce a venit mâncarea și urmează să facem și clipei sau la pachet, desigur. Ce e asta?
E un usă de pătorică. Este o pătorică pe care scrie I school. Gives, ce scrie aici? Gives you power like hell. Gives you power like hell. Hai, Tudorius, mulțumesc să sunt această pătorică. Ce ai spus pe cum asta? Așa, și următorul colet l-am primit, chiar l-am primit de ceva timp, spre iușinea mea, și venise într-o lădiță cu legume, sau ce așa mi-a spus Georgiana, atât când legumele au fost consumate, dar au rămas aceste sacoșele de... Sacoși, normal, din textil. Fetița și ocean, împreună pentru ocean. Ce? Rio Mare lucrează cu WWF. Lucrăm împreună pentru a susține pescuitul sustenabil și oceanele. Doamne ajută! Împreună protejăm oceanele. Ce drăguț! Angajamentul nostru pentru un pescuit sustenabil. Citiți voi mai întâi. Și acum citesc și eu. Rio Mare consideră că oceanele sunt un bun valoros pe care trebuie să-l protejăm, să-l respectăm pentru a deveni din nou o resursă și pentru generațiile viitoare. Din acest motiv, colaborăm cu WWF pentru o aprovizionare mai sustenabilă și pentru protejarea oceanelor, contribuind de asemenea la dezvoltarea zonelor marine protejate. Ce facem? Ia chiar foarte curios ce fac în direcția asta. Ne-am angajat să ne aprovizionăm cu ton din stocuri care sunt sănătoase și sprijinim activitățile de pescuit care își minimizează impactul asupra mediului. În plus, ne-am angajat să ne aprovizionăm cu ton din pescării atestate, MSC, eco-eticheta MSC evaluează 3 principii fundamentale pentru un pescuit mai sustenabil. Să se lase în mare suficient speci pentru a permite reproducerea acestora, bun. Să se minimizeze impactul pescuitului asupra biodiversității marine, bun. Să se gestioneze activitățile de pescuit în mod responsabil și legal. Foarte frumos. Mă bucur să văd cum bărbările mari fac chestia asta. Doamne știu. Ce-am primit aici? Rio Mare. Tonuleț. Iubesc tonulețul de la Rio Mare. Sunt foarte mare fan. Sticker cu WWF. Și, desigur, un berloc cu The Plush Plush Collection. We are all connected. De obicei când cumperi chestia asta de la WWF, ajuți, adică donezi banii să duc la WWF care are diferite programe astea menite să ajute planeta, să o facă mai vie, mai sănătoasă. Uite aici, e un pachet și pentru mine și pentru Georgiana, de aia sunt două. Și o scrisoare, cred că de mână, dacă e de scrie atât de frumos încât aici e că e scris pe calculator. Felicitări pentru scris, echipa Rio Mare. Bună, Marian și Georgiana, gustul desăvârșit al tonului Rio Mare se îmbină armonios cu planurile voastre pentru o masă fresh. Iar când știți că lucrăm alături de WWF pentru a susține pescuitul sustenabil și protejarea oceanelor, aveți garanția unei fapte bune cu fiecare rețetă. Împreună dăm tonul... Ce bun asta! Firma care comercializează ton. Împreună dăm tonul... Împreună dăm tonul unui stil de viață responsabil, echipariu mare. Felicitări pentru scrisul ăsta foarte frumos și persoanul care a scris în chestia asta. Și cred că și asta e foarte frumos. Fetița și ocean. Împreună pentru ocean. Ce drăguț. Abia aștept să-i citesc lui Noel. Din cărțile astea, adică din cartea asta, din cărțile astea, precum cartea asta în general. Da, astea au fost chestiile pe care le-am primit pe adresa redacției. Acesta a fost un vlog de tip ce am primit pe adresa redacției. După cum știți, noi avem genul ăsta de vlog periodic, o dată la câteva săptămâni, când se adună chestii. Nu au fost foarte multe chestii de data asta, însă au fost niște chestii foarte frumoase. Mulțumesc Milka, Hel și Rio Mare. Distinși consumatori de vloguri ioneștine. Ne vedem mâine, desigur, cu un nou vlog și nu uitați un lucru. Foarte important. Crăciun fericit. Mâine, în vlogul de mâine, o să vă arăt ceva ce am primit, un clip mai exact, care va deveni până la Crăciun, sau pe durata iernii, mă gândesc, o să o pun la vot aici în comunitate, va deveni intro-ul vlogului nostru. Cineva din comunitate ne-a trimis un clipuleț făcut de ea, o tipă,
ia, acea tipă care ne-a făcut, o tipă din comunitate ne-a făcut un filmuleț foarte frumos, pe care abia aștept mâine să-l împărtășesc cu voi în intro vlogului. Cred că de mâine o să fie direct intro. Crăciun foarte fericit și ne vedem, desigur, mâine. Doamnește, mulțumesc pentru cadouri. Crăciun fericit, pa! Doamne, cât de mult vorbesc, dacă era George Dionaj, mă mai tempera, știi? Dar când sunt eu, am scăpat, gata, se vede, știi? A scăpat, a umplut cardul de memoria. 9 minute, frate, 9 minute, ești nebun la cap.